Consiliul Local al orașului Mioveni a aprobat actul constitutiv și statutul noii asociații de dezvoltare intercomunitară Valea Argeșului și Mușcelului 2013. Până la data de astăzi, Primăria Comunei Boteni și Primăria Comunei Țițești au adoptat actul constitutiv și statutul, urmând ca și celelalte 5 primării să adopte aceste documente. După adoptarea acestor documente, vom parcurge următorii pași, vom depune la judecătorie documentația pentru înființarea, în cursul lunii, sperăm noi, în cursul lunii august, să se înființeze asociația intercomunitară, iar ea să fie funcțională cel târziu cu luna septembrie. Operatorul pus la dispoziție de către orașul Mioveni beneficiază de toate utilajele și echipamentele necesare. Noi beneficiem și suntem societatea Consiliului Local al orașului Mioveni, avem capital social, avem dotare, avem personal și putem deservi într-un parametru mai ridicat și mai aproape de cerințele locuitorilor de lângă orașul Mioveni. Dumnealor, cei din comunele limitrofe au văzut calitatea serviciilor noastre, prețurile pe care noi le practicăm, pentru că de la înființare am dus o politică tarifară echilibrată, cu accesibilitate pentru fiecare cetățean și ăsta a fost un motiv, menținerea prețurilor la un nivel suportabil pentru cetățean. Odată ce se va înființa asociația, operatorul îi asigură pe cetățenii comunelor care fac parte din ea că tarifele la apă canal nu vor suferi modificări. În această asociație, alături de orașul Mioveni, mai fac parte comunele Boteni, Hârtiești, Vulturești, Davidești, Țițești, Coșești, Dârmănești și Micești.